Beneficii pentru deținuții din penitenciarul Târgu Jiu care activează în câmpul muncii. Aproape 90 de deținuți din acest penitenciar sunt implicați în diverse activități productive, beneficiind astfel de o remunerație pentru munca prestată. În 2024, folosim penitenciarul Târgu Jiu, folosește la muncă în regim de prestări servicii pentru persoane fizice sau persoane juridice, un număr de 89 de deținuți. Tariful pe oră este negociat cu fiecare beneficiar în parte și nu poate fi mai mic decât salariul minim de economie, care de la 1.7.2024 este de aproximativ 23 de lei pe oră. De asemenea, deținuții, pe lângă bani, primesc și zile câștig. Adică, deținuții care lucrează în regim de prestări servicii cu bani, la 4 zile muncite, câștigă o zi din pedeapsă. Veniturile se încasează de penitenciar, 40% revenind persoane condamnate și 60% penitenciar. Suma care revine penitenciarului constituie venituri proprii care se utilizează potrivit dispozițiilor legale privind finanțele publice. Un număr mare de deținuți prestează servicii fără a-și primi remunerația și vor primi în schimb reducerea pedepsei cu o zi pentru 3 zile lucrate. De asemenea, avem un număr de 86 de deținuți care prestează activități fără plată. Acestea sunt activități cu caracter gospodăresc în interesul locului de deținut. Iar în cazul acestora, deoarece nu primesc remunerație, câștigă zile câștig. La 3 zile muncite, câștigă o zi. Această măsură face parte dintr-o serie de inițiative menite să îmbunătățească condițiile de detenție și să faciliteze reintegrarea socială a deținuților. Penitenciarul Târgu Jiu deține în custodie peste 400 de persoane aflate în executarea unor pedepse privative de libertate.